29 august, sâmbăta aceasta, credincioșii ortodoxi prăznuiesc tăierea capului Sfântului Ioan înainte mergătorul și botezătorul Domnului. Cei care vor să se spele de păcate ar trebui să țină post negru și, potrivit credințelor populare, ar trebui să mănânce struguri și să evite varza și alimentele de culoare roșie. În memoria sângelui vărsat de către Sfânt Ion sau Sfânt Ion de Toamnă, cum mai e numit în popor, Sfântul Ioan Botezătorul, tradiția cere să nu se consume vin roșu, nici alimente și mâncăruri gătite care au aceeași culoare, pepene roșu, ardei roșii, sos de tomate, carne roșie, nici varză nu se mănâncă pentru că această legumă are o conotație negativă în această zi. Legendele spun că Sfântului i s-a tăiat capul pe varză de 7 ori și tot de atâtea ori a înviat. Așa se face că sărbătoarea de azi mai este numită și Sfântul Ioan taie capul pe curechi. Iată și alte interdicții care, dacă sunt respectate, ajută la ușurarea de păcate. Nu se folosesc farfurii sau alte blide, pentru că, după ce a fost tăiat, capul Sfântului a fost pus pe o tipsie. Nu se taie bucatele cu cuțitul, tot în legătură cu metoda prin care a fost ucis Sfântul Ioan Botezătorul. Tot ce se mănâncă se rupe cu mâna. Nu se folosește mătura, ca să nu fie tulburată liniștea morților. Cândva postul de Sfânt Ion se ținea de la cruce până la cruce, din 29 august până la ziua crucii, 14 septembrie. Credincioșii mâncau o dată pe zi o turtă de grâu sau de mălai coaptă chiar de către ei. Doar cei care nu săvârșiseră păcate foarte grele aveau voie să mănânce și poame. Dormeau pe pământ, adică se putea fără și așternut, și la sfârșitul postului făceau pomană la biserică. Azi biserica recomandă post, dar negru, doar pe 29 august. Tradiția populară îndulcește acest post, permițând să se mănânce struguri. Cei care au tăria să-l țină își ușurează propriile suflete sau ajută sufletele unor rude să se mântuiască de cele mai grele păcate. Avort, crimă, furt, blesteme aruncate, în special asupra propriilor copii.